Vreți să plângeți? Eu plâng la asta, să știi. Ah, ce tare. Hai. La care? Tot timpul plâng. Vrei? Da, vreau să plângeți. O știi? Care? Mamă, deci asta mă sparge. Pe asta nu pot să ascult niciodată. Lasă-o așa, să o văd. Deci pe asta nu pot asculta niciodată. E singura piesă pe care nu o pot. Enigmatici cu mine. Asta cu părinții. Terminându-și rostul lor, lângă noi se strâng și mor. Dragii noștri, dragi părinți. Tatăl meu pentru mine a fost cea mai importantă persoană. Mi-amintesc că în momentul în care s-a întâmplat, am simțit așa, într-o fracțiune de secundă, că am rămas fără ochi, fără urechi, fără nas, fără gură, fără mâini, fără picioare, fără absolut tot. Păi mai tineri decât noi. Sunt convinsă că de undeva de acolo de sus tata are grijă de mine și îmi doresc eu foarte tare să cred că este și mândru de mine într-o oarecare măsură, pentru că mi-amintesc că mereu îmi spunea: mă bucur că te superi acum pe mine, dar mi-aș dori ca la vârsta de 30 de ani să ajungi să-mi mulțumești și să-mi dai dreptate. Îți dai seama că atunci mă supăram pe el, dar a avut dreptate și atunci când sunt pusă în situații în care realizez și mi-amintesc vorbele lui, nu-mi rămâne decât să mă uit în sus, să zâmbesc și să mulțumesc în gândul meu pentru tot. Au plătit cu viața lor ale fiilor erori. Doamne, voi nemuritor, pe părinții care mor, ia priviți cum se duc. Au, nu mai cântă, te rog. Ia priviți. Hai, las-o că... O las. Nu pot să o ascult niciodată, știi? Din păcate, singurul lucru pe care nu-l poți schimba în viața asta este să aduci oamenii dragi înapoi. Tocmai de asta am realizat un singur lucru. Dacă știi că ai sentimente față de cineva, trebuie să le arăți în fiecare secundă și trebuie să le zici în fiecare secundă, pentru că e posibil ca următoarea secundă să nu mai fie.